weekend. Anul nou întotdeauna aduce pentru foarte mulți dintre noi schimbări. Iar noi, doamnele, de fiecare dată când facem o schimbare, fugim repede către zona părului. E cel mai simplu de ajustat acolo și de fiecare dată ne gândim, mă, oare mie cum mi-ar sta cu breton? Mi s-a întâmplat și mie, am avut breton, am tuns breton, dar n-am știut să mă descurc absolut deloc cu el. Însă, dacă vreți să evitați dezamăgirea, că poate nu ne stă bine chiar tuturor cu breton, trebuie să mergeți la un profesionist ce să vă spună dacă vi se potrivește, ce vi se potrivește în funcție de forma feței, poate în funcție de textura părului. Ne spune Adrian Perjovski, pentru că el este specialist în a tunde foarte repede și foarte bine. Bună dimineața! Neața, neața, dragilor! Bine v-am regăsit! Așa este, știi cum e vorba aia, părul crește, la urmă crește repede. Acolo riscăm repede pentru că ne gândim că putem repede să facem o schimbare. Bretonul este un foarte mare trend pentru anul următor, pentru că am și văzut mai ales această explozie de bretoane de la premiile Emmys, în primul rând. Cum coafiurile au fost foarte natural făcute și foarte mult a intrat în evidență acest accesoriu care completează coafiura, pur și simplu bretonul. Și într-adevăr, bretonul când îl alegem în funcție de tipul de păr și de forma feței. Pentru că nu toate bretoanele se potrivesc oricui. Sunt bretoanele acelea groase, care, spre exemplu, pentru o față rotundă nu dau bine. Drepte, nu? Exact, drepte. Și foarte groase pun în evidență mai mult rotunjimea feței și atunci nu sunt indicate. Pentru o față rotundă putem să ne ducem cu un tip de breton filat, eventual cu cărare într-o parte puțin asimetric, pentru a tăia un pic din forma feței. Sau pentru cele care nu au problemă cu treaba asta, pentru că și fața rotundă este foarte frumoasă, poți să creezi o personalitate și poți să te duci chiar cu bretonul care te rotunjește mai mult. Ala mai scurt, așa? Exact, da, de ce curaj să ai, Adi, să-ți faci bretonul ăla? Păi poți să ai un curaj pentru că e... De ce să nu ai curaj până la urmă? Întotdeauna am zis poți să-l încerci. Exact, e ca un accesoriu pe care trebuie să știi să-l porți, să ți se potrivească foarte bine. Nu e pentru toată lumea. Trebuie să te reprezinte. Exact, exact așa e. Astăzi ce vrem să facem? Facem două tipuri de bretoane și avem la Cezara un breton pentru un fir de păr mai gros și aici o să ne ducem și în zona de tunsoare care va fi în trend în 2024. Tunzi este acum, Kitty Cat. Da, o să și tun bretonul. Și tu și Ana. Și la Ana avem un tip de breton pentru păr fin, pentru că Elena are părul fin. Stai tu! Uite cât a tuns, Ana! Lasă-l să tunde, dar știi care-i treaba? Nu e de speriat, pentru că Ana ce alege acolo? Alege bretonul mai scurt din partea din față, care acela conturează bretonul mai lung și va încadra foarte bine forma feței. Îi va scoate foarte bine forma pomeților în evidență, da. Și acel breton poate fi așezat fie cu cărare pe mijloc, fie cu cărare într-o parte. Asta depinde de cum alegem. Bună. Normal, dimineața. Facem un breton și aici, cum să nu? Dacă îl fac eu... Nu, aici mă bag eu, aici am semnat și ne-am înțeles foarte clar că eu mă voi duce cu execuția bretoanelor. Dacă nu faceți nimic, îl iau eu la pachet. Așa. Dacă ți-l făceam eu, o să vezi. Sau putem, vrei, Cezara, să ți-l facă Ioana? Da, chiar tai, normal. Uite cât a tuns Ana aici. Da, chiar tai, uite, și farfeca ta e foarte bine. Am și ascuțit-o special, îți dai seama. Măi, bretoanele sunt foarte mișto de purtat și trebuie să știi să le porți, să ți se potrivească foarte și tare. Și să le și coafezi, Adi, pentru că trebuie să ai față pentru breton. Trebuie să ai și față pentru breton, dar trebuie, în primul rând, să ținem cont, cum ai spus, de tipul părului, pentru că nu trebuie să ne dea bătăi de cap alegerea bretonului, ci pur și simplu să ne ușureze munca. Pur și simplu, bretoanele, cel mai simplu, se coafează și se aranjează uscând tot părul la liber spre față, astfel încât vârtejurile naturale și tot ce avem pe conturul feței să nu se așeze într-un mod aiurea și apoi se face cu peria un pic către spate sau așa, spre față și apoi alegi cărarea în ce parte vrei tu. Stai, dacă... ce? Cum? Deci, cu feonul mă duc spre față, pur și simplu, așa, și stau și usuc foarte bine. Bun, iar apoi, dacă e uscat corect în partea asta și eliminăm toate vârtejurile de aici, cărarea poate fi așezată foarte ușor stânga, dreapta, pe mijloc, absolut în toate părțile și atunci nu ai nicio problemă. Și după aia usuci un pic pe spate? Poți să-l dai și un pic pe spate ca să-l ciufulești, să-i dai mai multe forme și așa mai departe. Nu trebuie să facem bretoanele pe ceafă. Asta clar nu. Bretonul pe ceapă, niciun caz să le evităm, și că nu sunt de ale. Bretoanele făcute acasă de noi să le evităm. Și bretoanele făcute... Și... Stai să ți-l așez eu, bine. Ilona, că e mult mai simplu Măi, și mai de bine. De ce când mi-am făcut eu acasă nu mi-a stat bine? Cred că nu l-am tuns bine. Uite, asta este se poate, dar uite, o variantă foarte bună dacă vrei să vezi cum îți vine bine cu breton, poți să mergi să probezi sau să faci o simulare și din meșe. Și porți? Poți să-l și porți. Astea, aceste tipuri de bretoane false sunt cu clips și se pot prinde și poți să vezi exact cum îți vin, fie bine. Mie îmi place cum îi vine, Ilonei. Stai să vezi că este foarte sexy.
Mai ba da, uite-te un pic, pentru că Ilona are forma de față ovală, i-am adus bretonul, o alungește și mai mult, îți dă și volum în partea de sus, plus că te face foarte misterioasă o privire. Faza e așa, deci vreau să fac o chestie legată de breton, deci atent. Să-ți iau o forfecă mai mare. Eu sunt o persoană mai voluptoasă și mai, cum să spun eu, mai agitată, sexoasă, da. Așa. Și atunci eu dansez foarte mult când mă duc la discotecă și mi-e frică să nu sară bretonul, dacă mă înțelegi, știi? Nu să-ți sară, că ți-l pregătesc eu bine și ți-l pun și cu agraf. Eu sunt o fire care se mai... Asta e cel mai mișto să încerci, de fapt... Vezi că lui Diana îi stă super bine! Da. Dar Diana, tu parcă ai fost la un moment dat natural avut, sau un șaten, ceva de genul, și ai avut breton mult timp. Am avut, da. Din asta drept am avut. Ia aici, ia vină cu... Acum zici că am o căciulă. Știi care e... Parcă ești... Auzi, dar nu, cel mai bine încearcă-l pe lateral acolo, să vezi cum vine. Bombă. Îți vine bombă. Nu exist. Deci nu orice față e bună pentru breton. Deci și nu orice păr. Trebuie să stabilim treaba asta. Da. Auzi, deci la Radu, bretonul acela este exact cum vedem în filmulețele de pe TikTok. Încearcă acasă să-și taie bretonul și dintr-o dată stai puțin, pac. Asta pac, se întâmplă pentru că aia, da. Părul nu a fost proaspăt spălat, nu a fost definit dinainte și nici nu a fost foarte bine ales. Nu înțeleg de ce. Nici bretonul nu vrea. Ăsta e breton streașină. Bretonul zice, ia-mă de pe capul ăsta. Ăla e un breton streașină, dar vine bine până la urmă, că e cool. Da, normal, depinde cu ce. N-ai nevoie de șapcă. Noi vine cu orice, asta e părerea mea. Eu vreau să văd dacă o să dacă spică sau nu. Stai că trebuie să țin. Ce dansul fac eu? Oh, Ilona, păi ți-am spus că... Mele. Păi și pur mult iau bretonul, zic, au, stați că mi-a căzut bretonul. Nu-i ok. Merge și asta. Unele mai țapă ne trebuie, dar și cum, asta poți să-l potrivești doar așa, să vezi cum îți vine, dar îl executăm și îl facem for real atunci. Ăla nu-ți mai pică, nene. Dar și ăsta prins cu câteva agrafe pe dedesubt, să știi că merge fixat foarte bine și nu-i nicio problemă. Nu știi ce dansuri am eu. Deci dacă tu crezi că mie la o seară de discotecă îmi stă bretonul ăsta. Ajută-mă, bubule, și să-i mai tun bretonul. Ce voiam să vă mai zic aici, în afară de asta, bretonul. Trebuie să avem mare grijă. Băi! Da, și culoarea și tot, îți stă Diana, super bine! Diana, când facem o schimbare? Acum te pui pe scaun. Ce vorbe? Dacă săptămâna viitoare nu vii brunetă, degeaba. Îți stă foarte bine, Diana! O fi Florina, dar nu mă regăsesc. Sunt eu nebun, îi stă super bine. Da, ești nebun tot. Îi stă super bine și te prinde culoarea ta mai închisă. Auzi, și putem să-l și-l subțiem un pic mai mult, atunci luminează mai mult privirea. Dar ai putea să faci o schimbare, așa? Amor, îți stă super bine. Facem provocare. La super neața, stă super bine. Eu îți dau cu semnătură că îți va veni bine. Tu îmi dai cu semnătură, nu? Deci îți garantez pe treaba asta. Da, așteaptă Adi să mai tundă ceva. Cum prinde el un breton de... Pentru că... Uite, așa spune, ca să continui și ce mai vreau să zic de tunsoare. Aceste bretoane vin foarte bine pentru tunsoare anului următor, care se numește Kitty Haircut. Adică? Kitty Haircut este o combinație între bretonul, între long bob, între bobul lung, care vine pe la nivelul acesta și chiar până pe aici o să o și tundem pe Cezara. Da, pentru că chiar o să o tund după. Am vorbit de treaba asta și va fi combinația dintre un long bob cu curtin bangs-ul. Păi nu vorbesc aici, credeți că nu am vorbit dinainte de cum o să o tund, crezi că o las așa? Normal că a rămas acolo. Păi știe cum o să o tund, normal. Și ai tăiat 3 milioane, că atâta face ăla. Mai mult să știi, pentru că a fost în direct. Deci, combinația pentru Kitty Haircut este combinația dintre curtin bangs-ul de la Butterfly Haircut, o tunsoare care se menține în trend și anul acesta, combinată cu long bob-ul în layers, pentru că scoate foarte bine în evidență și baleajul anul acesta, ne permite și o tehnică de colorare care să fie în trend și foarte cool, astfel încât să nu fie prea texturizat și culoarea să nu se vadă bine pe păr. Și ce voiam să te mai întreb, după ce termin cu tunsoarea, să-mi spui ce pot să fac cu floarța asta de la mine de breton, bretonul ăsta pe care mi l-am lăsat eu astăzi, că mă deranjează, știi? Păi uite, avem două variante. Ori îl prindem, ori mă las să pun foarfeca. Niciodată. Care să-l prindem sau să pun foarfeca. Exclus. Dar să știi că putem încerca și cu două, trei agrafe. Haide, Nicolae. A rămas fără păr la pensula mea, care tu dau pe ou. Vrei să-l filezi sau să-l punem? Nu, vreau poți să folosesc sau nu? Păi dacă Cezara ne dă voie și ne dă acordul, cred că am putea să-l fac așa, Nică. Mi-a rămas un pic și trebuie să-mi pun un tite să stai bine. Să știi că părul a fost pregătit. E trebuie doar tratat un pic și să-l punem. Dar să știi că tunsoarea va fi texturizată și atunci are un alt look mult mai fresh și mult mai nou. Să crească, poți să vii să facem o tunsoare scară. În seară, da. Bun, deci Adi, ce am reținut este că anul acesta se poartă breton. Se poartă bretoanele. Da.
Kitty Haircut va fi tunsoare anului 2024, pe care dacă vrei o să venim în platou și facem pe 2-3 modele. Normal că vrem, cum? Le facem, așa, facem și Ilonei Breton, iar provocarea mai mare este să-ți facem ție Breton. Și poate schimbi formularea. Ei, niciunie, deci tu de ce te bucuri? Pentru că trebuie să-ți facem Breton și să te convine să mănânci odată șaurma. Să-mi fac Breton, eu zici că am pierdut un pariu, așa mă simt, nu știu dacă să... E faza așa, stai că... Stai așa că uite aici. Deci fiți atenți. Trebuie să ai și părul foarte des ca să-ți iasă un breton mișto, nu? Că dacă ai aici ca mine așa de mă duc mai am puțin și mă duc în Turcia, n-am făcut nicio brânză. Nu te duci. Uite, vezi că n-ai fost atentă mai devreme. Deci bretoanele se aleg în funcție de tipul părului. Dacă avem păr fin, în funcție de forma feței, de forma frunții, de forma pomeților, de forma nasului, deci ținem cont de întreaga fizionomie, pentru că aceste cursuri pe care le faci de vizajism, trebuie să te învețe și să te inspire și când vezi un tip de față să-l identifici foarte repede și să știi ce formă de breton sau de croială de tunsoare trebuie să o pui pe fața respectivă, astfel încât să-i vină foarte bine. Mulțumim, Adi, vezi, de asta întotdeauna este bine să mergeți la un specialist și să nu apucați voi. Să vă faceți acasă.